Salutare dragii mei și bine ne-am reîntâlnit aici la Gânduri cu Tâlc și Hristos Amviat. înviat. Sunt Camelia Tița, prietena voastră și dragii mei, astăzi vreau să vă transmit o idee despre fericire. Și tocmai citeam o poveste unei fetițe aici la cabinet, prin care învățam că nu lucrurile materiale, nu ceea ce avem ne face, ne fac fericiți, ci mai degrabă ceea ce avem la nivel spiritual. Era odată o prințesă care avea tot ce își putea dori un copil. Avea jucării de firmă, avea, era o prințesă a timpurilor moderne, avea calculator, avea jucării electronice, avea chiar un castel minunat cu o cameră de joacă plină cu tot ce ar visa un copil și și-ar dori cineva și uneori deschidea fereastra uh, larg și privea copiii care se jucau în stradă și auzea tot felul de sunete, copiii se distrau, erau fericiți, jucau șotronul, pitulușul și ea nu înțelegea ce se întâmplă acolo, pentru că era o prințesă și avea de toate, dar ea trebuia să se comporte ca o prințesă, nu avea voie să coboare printre copii și să se joace cu ei. Și a întrebat-o pe, pe Doica Regală de ce scot copiii aceia asemenea sunete. Și doi ca i-a răspuns că se distrează, adică se joacă, sunt fericiți. I-a spus, vreau și eu să fiu fericită. Ce putea să-i spună ca Regală? I-a spus că și se gândea Doica regală că poate dacă ea ar fi avut voie să coboare printre copii, să se distreze, să se joace și ea ca ceilalți copii, să se bulgărească, să facă lucruri cum fac copiii, să se simtă liberă, cu siguranță ar fi fost mai fericită. Dar pentru că nu putea să-i spună toate aceste lucruri, Doica s-a gândit așa. Prințesă, cred că ați putea să aflați cum să fiți fericită. Haideți să căutăm cel mai fericit copil din regat și să învățăm de la el, cu ajutorul pantofilor lui, ce înseamnă să fii fericit. Poate că dacă vom avea pantofii acelui copil, pantofii ne vor plimba prin locurile unde acel copil este fericit și veți învăța de la el cum să fiți fericită. Asta i-a venit doi ce atunci pe moment să zică. Zi și făcut, prințesa i-a cerut tatălui său să îi facă rost de urgență de cel mai fericit copil din regat. Și a fost o daravelă mare pentru că a durat foarte mult, au cutreierat regatul în sus și jos, în stânga și în dreapta, în lung și în lat să găsească cel mai fericit copil. Și prințesa aștepta cu nerăbdare, cu sufletul la gură și-și imagina vor fi pantofiorii celui mai fericit copil din regat. Probabil că vor avea mărgele, curcubee, floricele, perluțe, desene, vor avea culori de toate felurile, poate vor avea luminițe. Cine știe ce firme importante vor fi făcut acei pantofiori de copil fericit? Și în final, după câteva săptămâni, Doica vine într-un suflet și spune Prințesa, Prințesa, am vești! Ai vești, spune-mi, spune-mi veștile! Am o veste bună și una proastă! Hai, începe, începe cu alea bune! Am găsit cel mai fericit copil din regat! Wow! Și uite sunt pantofiorii mei! Asta este vestea proastă! Cel mai fericit copil din regat nu are pantofi! Morala, dragii mei, fericirea nu are pantofi, nu are haine de firmă, nu are palate, <laughs> da? nu are mașini scumpe, nu are haine de firmă. Fericirea este modestă, împlinitoare, este în noi înșine, în modul cum vedem viața, este în interacțiunea pe care o avem cu prietenii, în Dumnezeu, da, în legătura, conexiunea pe care o avem cu Dumnezeu în credința, este în cine suntem și nu în ce avem. Vă pup și să ne fie de folos, Doamne ajută!